În fiecare an, data de 5 octombrie este dedicată educației, în această zi fiind sărbătorită Ziua Mondială a Educației. În România, Ziua Mondială a Educației amintește de importanța educației în dezvoltarea societății și de rolul esențial pe care îl au profesorii în viața elevilor. Anual, ziua de 5 octombrie este zi liberă pentru profesori și elevi, indiferent de ziua din săptămână în care pică această sărbătoare. În acest an, Ziua Mondială a Educației pică într-o zi de miercuri, ceea ce înseamnă că atât cadrele didactice cât și elevii vor beneficia de o zi liberă în mijlocul săptămânii, deci nu se țin cursuri. Liderul sindicatului din învățământul preuniversitar din județul Hunedoara, Paul Rusu, afirmă că anul acesta sărbătorirea Zilei Mondiale a Educației va ieși din tipare și se va desfășura după un alt scenariu. 5 octombrie este Ziua Mondială a Educației. La noi în județ e deja o tradiție de mai bine de 20 de ani, să scoatem în evidență într-o formă sau alta, pentru că tot în 5 octombrie este și ziua lucrătorului în cauciuc. Atunci am zis, mai totuși, hai să scoatem în evidență ceea ce ne interesează pe noi și sunt o întreagă gamă de activități. Activitatea de vârf este, și am reluat acum după pandemie, dezbaterea, audierea publică cu senatori, deputați, administrație locală, administrație județeană și, bineînțeles, cu reprezentanții Ministerului Educației. Dezbaterea noastră e și pe legea educației și pe partea care ne interesează pe noi din perspectivă sindicală, adică, bun, facem reformă, facem educație, dar educația se poate face doar cu dascăl motivați. Și când spun motivați, să știți că nu mă gândesc numai la salarizare, ne gândim și la faptul că în momentul în care profesorul este informat, știe ce are de făcut, înțelege informația, reforma și așa mai departe, Ministerul Educației se folosește de el ca principală pârghie, atunci de aici vine o motivație suplimentară. Sunt important, sunt o pârghie importantă, uite, mergem mai departe. Și bineînțeles și mai important din punct de vedere, să zicem, pe partea sindicală, este motivația financiară, pentru că suntem pe ultimul loc în salarizarea din sistemul bugetar. Dezbaterea organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Educației va avea loc vineri, 7 octombrie, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.